Spania trece de la rece la fierbinte după câteva zile de răcoare. O caniculă readuce temperaturile de 45 de grade în peninsulă și riscul apariției incendiilor. Cu toate detaliile vine acum colegul meu, Felix Damian, editor corespondent al FNews la Madrid. Bine te-am găsit, Felix. Cum se anunță vremea în Spania în aceste zile? Căldură mare, Ioana, așa cum ar zice Caragiale, dar dacă aveți planul să veniți în Spania, mai bine încercați de vineri încolo. Până acum câteva zile am avut chiar și temperaturi de 30 de grade, iar noaptea am dormit cu fereastra închisă din cauza frigului în luna august, atenție. Dar se pare că vara nu se dă bătut aici în Spania. Meteorologii spun că acesta va fi cel mai intens val de căldură al verii, pentru că în timp ce caniculele din iulie au durat aproximativ 2-3 zile, acest val de căldură, care a început deja în Spania, va ține până vineri. Temperaturile anunțate vor atinge din nou pragul de 45 de grade, în special în orașe extrem de fierbinți, cum sunt Córdoba, Jaén sau Toledo. Și de această dată, nordul Spaniei, scăldat altfel de apele Mării Cantabrice sau de cele ale Atlanticului, nu scapă nici ele de cuptor. Toată Spania va fi practic trecută prin cea mai mare căldură. Cum se poate suporta o asemenea căldură? Mă gândesc la localnici, dar bineînțeles și la turiști. Ziua nu este greu să te ferești de căldură aici în Spania, mai ales că aerul este uscat, temperatura se suportă mai ușor decât la noi în țară, de pildă, unde umiditatea este mai mare, și faptul că poți să stai la aer condiționat sau la piscină este un avantaj. Dar noaptea ai nevoie să te odihnești și aici e problema, nu mai poți să dormi cu aerul condiționat. Temperaturile minime vor fi de asemenea foarte ridicate în timpul acestei perioade de căldură până vineri, cu nopți cunoscute drept tropicale, cu temperaturi peste 20 de grade sau chiar 25 în jumătatea de sud a peninsulei, și vor fi temperaturi anormale în locuri în care nu este obișnuit, cum este Madridul, unde deja este avertizare de cod roșu pentru valori de 42 sau 43 de grade Celsius, sau Murcia în sud-estul Spaniei, care ar putea atinge joi 45 de grade. Soluția cea mai bună este să te duci la mare, în apropierea apei sau la munte cât mai sus. Ce zone, sau există mai degrabă zone ferite de caniculă în această perioadă în Spania? Vor fi câteva zone oarecum apărate de faptul că există munți în zonă și vor fi mai puțin afectate de acest val ridicat de căldură, în special coastele din vestul Mării Cantabrice, deci vorbim de colțul de sus al Spaniei, din nord-vest, Galicia și zona mediterană, zona Mării Mediterane, zona litoralului. De altfel, luni temperaturile vor scădea din nou în zona mediteraneană pe măsură ce vor crește în restul Spaniei. Îți mulțumesc tare mult, Felix.